Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Fraților, suntem pe Italia și înainte să începem vreau să vă reamintesc de eneba.com, locul de unde poți să-ți cumperi jocuri foarte, foarte ieftine. Practic, eu sunt obligat contractual să vă reamintesc vouă de câteva ori pe lună de site-ul ăsta, al cărui link îl avem în descriere. Și da, dacă ești căutare de un joc, e bine, caută-l pe eneba.com pentru că cu siguranță îl vei găsi mai ieftin acolo și de asemenea cu codul Barbă obții și o reducere de 3%. Este mai mult un placebo reducerea asta, doar ca să dai bănuțul și să iei joculețul, dar jocurile sunt într-adevăr foarte, foarte reduse. Uite aici, de exemplu, am scos aproape 40 de cenți, ceea ce contează, depinde de țara în care tu trăiești. Bun, acum să-i dăm bice la nostru Gameplay. Fraților, aici eu mai am puțin tel și termin cel mai mare teren pe care îl găsim pe Italia de recoltat și suntem pe soia. Combina în momentul de față este fix în față, o să mă duc la Andiniu ăsta și de asemenea în episodul ăsta încercăm un Lambo. Nu știu câți dintre voi ați văzut Clarkson's Farm. Eu sunt foarte fan Top Gear când a fost, după care am devenit foarte fan The Grand Tour, adică practic Top Gear-ul s-a mutat pe Amazon și în momentul de față sunt în proces de a vedea tot serialul Grand Tour și am văzut primul episod, primul sezon complet din Clarkson's Farm. Când am văzut că Jeremy Clarkson își face serial cu fermă, el având fermă dinainte. Deci asta mi s-a părut super interesant că, într-adevăr, e probabil a primit niște sfaturi economice foarte, foarte bune și practic el a investit acum ceva vreme și mă n-ajunge acolo. Ia de aici. El a investit acum ceva vreme într-o fermă și avea niște oameni care se ocupau de fermă. Practic ei semănau și recoltau în fiecare an, bineînțeles, ei luau o parte din venituri, profituri și Jeremy lua o parte, un fel de business, da? Și cel care se ocupa de fermă, ei bine, s-a retras. A ieșit la pensie, cum se zice. Așa că Jeremy s-a gândit că asta ar fi o oportunitate foarte bună să se ocupe el singur de ferma sa. El neștiind absolut nimic în agricultură, like zero barat, nimic, nemaioc, ciuci, canci, nada. Și despre asta este serialul, practic aventura sa de a învăța cum să facă agricultură pe propria lui piele și pe propriul lui teren cu propriile utilaje. Și asta a fost o provocare pentru că inițial nu a avut utilaje. Așa că a trebuit să se ducă să cumpere utilaje. Și vă dați seama că el fiind un personaj foarte carismatic, inteligent și amuzant și foarte perspicace, totodată, serialul evident te face să te uiți continuu și într-adevăr el chiar face agricultură timp de un an de zile. Pentru că plantează și recoltează, da, se ocupă și de animale, deci are și husbandry, face chiar și lucru cu apicultura, are albine, adică foarte multe lucruri, știi, și te ține în priză, pentru că cumva ne regăsim toți în aventura sa, toți care suntem oarecum pasionați de agricultură, dar da, și voi și eu, dacă m-ați pune la o fermă sau undeva pe un teren, nu prea am ști ce să facem, știi? Adică trebuie să cunoști foarte bine chestii în agricultură, nu doar terminologii. Adică trebuie să cunoști gramaje, timpi, adică să știi când se recoltează ceva, să știi cât fertilizator să pui la ceva și așa mai departe. Contează foarte, foarte mult. Și da, e foarte interesant că de foarte multe ori Jeremy are probleme și evident cheamă pe cineva să le rezolve, pentru că el nu poate să le rezolve asta după ce încearcă, evident. Și de fiecare dată e frumos să-i vezi pe aceia chemați că fac ochii mari la ce a mai încercat Jeremy înainte, știi? Adică, sau ce soluții ar avea Jeremy, de exemplu. În fine, este un serial pe care vi-l recomand cu toată încrederea pentru că nu vă veți pierde timpul absolut deloc. Se găsește pe Amazon și este absolut genial, mai ales că în toată aventura sa de a învăța agricultură, e bine, te învață și pe tine agricultura, pentru că odată cu el înveți și tu. I-am învățat foarte multe de acolo. Și una din greșelile primare pe care le-a făcut a fost aceea de a își lua un tractor. Trebuia să aibă totuși un tractor cu care să semene, cu care să are și așa mai departe. Și, e bine, vorbim aici despre o fermă în domeniul de UK. Știi, adică UK-ul se... Adică, am avut și noi o grămadă de serii, mai ales pe FS17, unde fermele, hărțile, mapele pe care am jucat, de UK,
Ați văzut și voi că sunt foarte înghesuite, adică drumurile sunt înguste, e mai înghesuită o hartă de UK așa, pentru că drumurile pe acolo nu sunt foarte mari. Plus de alta, ei mai au un sistem și anume, nu fac drumuri între ferme prea multe, ci pot, se pot deplasa dintr-o fermă, mă rog, de pe un teren pe altul, pe alte terenuri care se află între ele. Adică pot să intru pe terenul vecinul pe margine ca să pot să ajung la alt teren de al meu în partea cealaltă, înțelegi? Și de asemenea vecinul poate intra pe la mine un picus pe margine ca să ajung în partea cealaltă. E, pentru asta, evident, na, sunt porți înguste, drumuri și așa mai departe, așa că un tractor mare nu este tocmai un tractor ideal. Așa că fix asta a făcut Jeremy și anume să nu țină cont de treaba asta și să-și ia un tractor foarte mare, el conducând la viața sa foarte multe mașini, la, practic cele mai de top ever din lume. Oh, deja trebuie să o descărcăm pe asta, ce tare. S-a dus la o marcă pe care el o îndrăgește foarte mult și anume Lamborghini, așa că și-a luat un Lamborghini R8. Eu m-am uitat prin modurile Farming Simulator și nu există pentru varianta de 19, FS19, nu există un Lamborghini R8. Cel mai apropiat este un R7, mai există un R7 255. Și un R8 nu există, dar totodată m-am uitat să văd și nu sunt mari diferențe dintre R7 și R8. Adică sunt foarte, foarte micuțele care nici nu știu dacă merită menționate, sincer. Și mai mult sunt diferențele la tractoarele reale, nici de cum, la tractoarele tip mod. Adică în Farming Simulator noi nu am observat nicio diferență. Și acum, hai să vă arăt despre ce tractor vorbesc eu. E bine, este vorba despre ăsta. Ăsta este tractorul lui Jeremy, după cum bine se vede și aici în imagine. Un tractor pe care îl îndrăgește foarte mult și care este foarte, foarte înalt pentru ce-i trebuie lui. E bine, am tractorul ăsta, doar chiar șaptele, în Farming Simulator și îl vom închiria acum să-l punem un picuț la treabă. Se și vede R8 270 acolo, s-a văzut. Foarte mișto. Și asta e scenă din serial, știi? Se vede acolo grilul pe față și foarte multe LED-uri sus, bam, 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 bam. O să vedeți că și tractorul pe care eu îl iau va avea același design frontal și nu este alb, cum sunt toate tractoarele de la Lamborghini. Este, de fapt, până aici, aici nu a încăput el. Este de fapt un fel de gri metalizat, ceva de genul ăsta. În timp ce recoltează combina, voi lăsa aici tractorul pentru că în momentul ăsta mai încape o descărcare și mă voi duce aici să-l închiriez. Eu acum trebuie să ar terenurile pentru că plănuiesc o nouă cultură. Eu acum sunt pe a face bani, înțelegi? Trebuie să-mi cumpăr o zonă care costă 1.000.000 de euro, așa că sunt pe a face bani, sunt croit pe treaba asta. Deci trebuie să ar pentru a-mi crește productivitatea. Imediat vă arăt pentru aceia dintre voi care sunteți noi în Farming Simulator. Apropo, am văzut câteva comentarii de la oameni noi, așa că bun venit. Ăsta este Lamborghini R7 220. Eu așa le zic, nu le zic, 220. E mult mai ușor 220. Bun, costă 202.000 de euro modul ăsta și este, pregătiți-vă la treaba asta că nu știați informația, este din 2011, din FS 2011. Deci băi, băi, vedeți, același grill, practic, același design, aceeași culoare. Avem tot așa pe grilul frontal deasupra aceste LED-uri, avem jos LED-urile, astea, farurile de fapt, și este practic aceeași construcție. Mi se pare că un pic motorizarea diferă și alte chestii mărunțele pentru joc, care nu ar conta în farming treaba. Asta contează în realitate. Așa, putem să schimbăm roțile dintre Leborg în Mitas și în Michelin. Cred că voi alege Michelin-urile. Care sunt cele mai groase? Să luăm Michelin-urile. Mai avem și altceva? Nu, mai avem Trelleborg. Bă, dar trebuie să recunosc că parcă Trelleborgurile sunt făcute un pic mai altfel. Da, Michelin ca să fie mai autentic. După care avem design, no accessories sau cu accesorii. Ia stai să vedem aici. Unde mi le pune? Că nu le văd. Ah, sus, dăm cu accesorii, cu siguranță lui Jeremy. Dacă îi da posibilitatea asta lui Jeremy, ar lua full options, deci clar trebuie să luăm accesorii. Accesorii ce înseamnă? Aerul ăsta condiționat, că GPS nu cred că e, scrie Lamborghini pe el. O fi GPS? Cine știe? O fi GPS, abana. Așa, după care vine și cu clanxon și se pare că se schimbă un picuț și girofarul. Alte lucruri adăugate nu observ. Ce mi-a mai plăcut la asta, dacă uitați voi un picuț la... Vă arăt afară. Sunt niște texturi frumoase. Chiar dacă e portat din FS11, e portat cum trebuie. După care avem la engine setup R7-220DCR sau 260, 290, 320. Asta este maximul. Deci pleacă de la
291 de cai putere la 325 de cai putere. Asta este varianta pe care o voi lua. Îi dăm un list pentru 12.000 și jumătate. Bun, stai puțin că ne trebuie și un pluguleanu. Mașina are un plug și trebuie un plug care să nu fie prea pretențios totuși și să necesite până în 300 de cai putere. Avem un 240 cu o lățime de 4,7 metri. Hai că putem mai bine. 320 cu o lățime de 6,2 metri. Aici suntem pe limită și țineți minte, da? 3,2 metri. Pe noi ne interesează un plug cât mai lat. Asta ne interesează pe noi. După care avem 5,2 la 260 de cai. Și mai avem ăsta la 6 metri cu care am mai lucrat atâtea ori la 180 de cai. Practic, astea sunt idealele. 400 de cai, 16 metri, da, frumos. 360, 12 metri, da, nu e rău deloc. Și cam atâta. Deci, în momentul de față, ne cam încadrăm la băiatul ăsta de aici, la Gaisi 48, 320 de cai, 6,2 metri. Da, cred că am să optez pentru ăsta. Cred că mai avem și ăsta 6,2 metri, 360 de cai. Sau ăsta, nu, care 500 necesită, păi de capul meu. Ok, îl luăm pe băiatul ăsta că și așa nu am mai lucrat cu el până acum, o ce frumos e. Front disc smooth, dă-mi-le așa, nu smooth, așa și roțile, dă-mi-le un pic mai măricele, hați, așa. Și dă-mi-le și discurile astea tot așa rizate. Bun, îi dăm un list ăsteia pentru 2800, perfectos, nice, acum. Avem cobina la 30% încărcată, se pare. De ce nu se... Ce s-a întâmplat aici? Oh, man. Mereu mi se întâmplă probleme de-astea. Până acum nu am avut probleme. Acum, dintr-o dată, nu mai vrea el, măi, să recolteze. Gata, și-a revenit? Așa că, pentru o secundă, sta cam degeaba acolo. Ok, bun. Hai să mergem la magazin. O să dau tab. Până ajungem la dorm, domnul Lamborghini R7 aici, ia uite-l cu alea așa. Nu am mai jucat, bineînțeles, cu Lamborghini-uri, dar niciodată de calibrul ăsta, ia uite-l pe băiat. Ăsta merge cu 63 de km pe oră. Într-adevăr, nu este foarte lat, dar este înăltuț într-adevăr. Mă cam dor un pic picioarele acolo, ce-i drept. Așa se observă din partea asta. Și din interior avem așa, avem manetuță, bineînțeles. Țineți cont că ăsta este un mod portat. Adică vorbim totuși de un mod care nu ar trebui să fie foarte detaliat, dar totuși pe din afară arată foarte bine. Nu este la nivelul FS19 actual, adică se văd niște dungi mai drepte pe sus, dar totuși este un mod din FS11. Adică, na. Văd că volanul nu se învârte prea mult, deci un pic mai pe leneveară, dar direcția merge excelent, adică nu observ niciun fel de stres la direcție. Ok, sunt curios de accelerație. Accelerația nu este demnă de un Lamborghini, asta e clar. Claros de claros. Ok, ia să-i băgăm și un honk. Are un clanxon de mașină, se pare. Bun, hai să-l punem la niște treabă. Văd că scrie aici Lamborghini. Acolo așa pe aripi, aripile de noroi, avem Lamborghini frumos aici. Și ce vreau să vă arăt mai devreme este această textură frumoasă pe geamuri. Îmi place că nu sunt geamurile tintuite în niciun fel, dar totuși avem o textură ușoară așa, să se vadă un pic de prăfuleanu, știi? La fel și pe aici pe aripi, avem un pic de textură. Îmi plac tractoarele așa să nu fie practic scoase din țiplă. Și să fie un pic așa, să se vadă că pă, like, are mici imperfecțiuni. Cuplajele din spate arată foarte bine, doi tirant central, laterali și se pare că avem și niște LED-uri, cred că sunt adăugate după conversie. Avem, astea sunt farurile, ok, avem în spate patru tipuri de LED care sunt excelent făcute din câte observ, după care avem fază lungă și cred că atâta, exact, după care avem avarii, au ce frumos sticlește lumina avariilor în capotă. Very nice. Și bineînțeles, mai avem și, logic, girofarul. Așa, bun. Acum, hai să mergem cu domnul aici. Sună frumos, nu sună rău deloc. Nu sună rău absolut deloc. Bun. Cum pot să car eu ăsta? Mamă, aici e o problemuță. Pot să-l las sau să-l cobor. Fiți atenți, deci cu click-ul putem lăsa ăsta jos. Sau ridica.
Trebuie să-l poziționez cumva așa drept. Perfect. În regulă. Hai să-l punem la treabă. Chestia e că o să-mi fie foarte greu să mă mișc cu el. Asta este beleaua mea acum. Nici nu știu cum să-l scot de la magazin. Adică, da, e într-adevăr mai înalt decât strada. Dar e și mai lat totodată decât strada. Așa că e destul de greu de mers cu el. Fii atent că trebuie să le... Să fiu foarte concentrat. No, de la volan n-am nicio șansă. E să încerc totuși. Simt un pic o nevoie de greutate frontală. Mă, ce roz mare are pe față. Ok, hai că am reușit acolo. Suntem bine. Suntem în parametri. Deci dacă m-aș încadra aici pe mijloc, cred că aș reuși. Sunt curios totuși la viteză cum se descurcă băiatul ăsta. Tot bine, hai să băgăm și noi avariile. Le avem semnificate în... Se pare că nu le avem semnificate în bord, fiind un mod ceva mai vechiuț. Și pentru că tot nu sunt eu... nu am permisul de a... sau permisiunea mai degrabă de a călca șoseaua cu așa ceva. E bine, o să iau pe drum de ăsta de țară. Bun, cum ajung eu? Trebuie să iau un pic ocoliș. Ok, hai să o luăm pe aici. De fapt, terenul arabil și terenul în general este locul unde acest tractor strălucește și își revine la viață. Și care-i treaba cu... Uite, văd pe stânga trenul și aici mai văd o locomotivă asta. Este cam degeaba pe aici. Oho, 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 mi-a intrat cumva în pământ o parte. Uite, am descoperit. Wow, e prima dată când trec pe aici o locomotivă care stă. În regulă. Fie o parcare ceva de... de trenuri, tip locomotivă. Păi ia, putem. Harta asta sunt foarte problematice trecerile de cale ferată. Like, sunt aproape eronate. Și din cauza asta mereu trebuie să ajuți utilajul pentru așa ceva. Da, uite, vezi, e foarte dubios. Foarte dubios. Uite, are tracțiune față-spate, vezi? Că și roțile din față lucrează. Foarte tare informația. Bun, hai să trișeam un picus pentru că nu am ce să fac. Uite, toate se blochează. Așa sunt șinele făcute. Nu mi se pare ok. Sper că în varianta de pro a hărții este Italia. Să se rezolve toată treaba asta și să... Oh, shit. Și să nu mai avem, ei bine, problema asta. E bârsane. Așa, să vedem dacă funcționează. Oh, 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 oh. Cred că doar așa, doar decuplându-mă. Da, se pare că doar așa a funcționat. Bun, trebuie să ajung cât avem acolo, 95%. Ok, și de ce trebuie să fie descoperită? Dar uite că nu mai pot să mai cuplez acum, ar fi rău să fie. De ce nu mai pot să mai cuplez? Băi, cumva s-a tâmpit asta. Cumva. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Uite și tu, încerci să traversezi o cale ferată pentru numele Dumnezeu. Au! Fii atent că nu se mai cuplează. Păi ești normal? Mă, ce ai? Ok. Fii atent că nu mai vrea să se mai cupleze. What the fuck? Cu ce a deranjat-o, mă? Cu ce a deranjat-o? Că nu înțeleg. O să încerc să cuplez invers, să vedem dacă merge așa. Mă, tractorul țiplă, dar plugul nu știu de ce s-a supărat pe mine. The fuck? S-a rupt ceva în el. Uite că așa a mers! Băi, du-te. Nu mai... Hați! Ia-te, fii atent. Gata, al decup... Am înțeles, măi, ăsta flexibil. Și cumva trebuie să-l aștept. A, e blocat, mă, fii atent. Gata, gata. Mi se pare că trebuie ca ăsta să fie în afară și doar așa îl pot eu cupla. Da, așa că deja face tractorul ăsta o grămadă de ore de folosire și nici n-am apucat să mut plugul. Ce dubioșenie! Acum cu siguranță merge. Ia să vedem, corect, o să închid avariile, suntem pe teren arabil. Așa, tata, hai să-i dăm bice. Zi, 63 de km pe oră, hai să vedem. În cât timp?
îi atinge, nu foarte rapid, suntem la 50 în momentul de față. Are într-adevăr un look foarte mișto, arată foarte mult a doi țvar. Like, duce și în designul ăla, Lambo, de câte am înțeles sunt destul de rare, nu sunt foarte folosite în lumea astea. Nu știu exact în Italia cam cât de populare sunt Lamborghini-urile, ca tip tractor evident. Dar așa în lume, obicei se preferă nemțeștele. Adică chiar și Jeremy a luat acest Lamborghini din Nemția, adică din Germania. Fraților, aici avem o problemă, pentru că în față știu sigur că nu va intra pe drumul ăla, așa că voi opta pentru drumul ăsta de aici. Se pare că am și eu aceeași problemă ca și Jeremy Clarkson, și anume, nu mi-ncape pe drumurile mele de pe aici. Pe acolo clar nu mi-ncape, deci drumul ăla nu vrea niciodată utilaje late. Niciodată, ever, ever. Dar ăsta este un mic ocoliș, problema e că o să traversez din nou calea ferată, să o iau pe asta. Doar că de data asta o voi face pe un mic pod. Și așa și eu m-am mai blocat până acum. So, yeah. Uite, vezi, despre asta este vorba. Cum traversez eu pe aici? Încerc să o iau pe acest pod. Hai că am reușit. Mamă, dar trebuie să recunosc că e dificil. Gata, a mers. Acum îi dăm bice. Din nou o să vină o zonă foarte îngustă. Lugul meu se pare că o ia pe aici, pe acolo. Da, e foarte dificil. O să urc cu el. Hai să vedem dacă urcă dâmbul ăsta. Cum să nu urce, mă, că trage tractorul ăsta, dar n-ai văzut. Cum să nu urce? Așa, tată. Și acum trebuie să pluguim. Ei bine, terenul numero 1. O să-i dăm aici la Fieldwork. O să-i dăm la Course Generation. Selectăm terenul 1, bineînțeles. Îi dăm pe Round și îi dăm de data asta counterclockwise, pentru că așa sunt eu încadrat în momentul de față. O să-i dăm foarte multe pass-uri și avem 6,9 metri lățime. Nu era 6,2 la plug? Eu așa mă amintește. Ia să dăm noi un picus 6,2. Da, che? 6,9. Eu așa știu, era 6,2. Bun. Îi dăm first waypoint. Un pic în spate. Drivele courses. Bun! Hai să-l vedem acum. L-a pus jos. Și acum, fraților, îl lucrează. Acum John Deere-ul trage greu, ia uite-l. Asta e un plug într-adevăr foarte baban. E unul de anvergură. Da, o iau într-adevăr ăsta să fi fost 6,9. Cine ai bă așa ceva? Așa că-s curios. Nu mai e 6,2. Bă, alo, memoria, bă, memoria. Da, 6,2. Îmi face puțin overlap pe dreapta acolo, din câte observ, știi, și mă întrebam, zic, bă, ce-au trebuit? Bun, ia uite-l cum merge. Se pare că este o fată acolo, la șoferiță. E Lamborghini, normal că au pus o fată să-l conducă. Este normal. Și se pare că ușor, ușor înaintează, zic ușor, ușor, pentru că mergem cu 9 km pe oră, adică nada, asta este viteza plugului. Și în spate avem o arătură fresh, proaspătă, frumoasă, au ce frumos arată. De-abia aștept să vedem noua arătură în FS22, care o să ne pară nouă mai tridimensională, pentru că o să aibă acel efect de paralax pe care l-au introdus oamenii în noul engine. Și tot ce vedeți voi aici o să pară mult mai indentat, știi, ca și cum chiar într-adevăr are gropi. Bun! Se pare că funcționează foarte bine, nu știu ce îmi face așa pe aici, dar na, asta este. Ok? Todo bien, todo bien. Perfectos! Acum, hai să mergem în Landini. Landini. Și în Landini eu mai pot să mai descarc o remorcă. Remorcă care după aia va merge direct la, evident, vândut. Și în momentul de față eu am un siloz. Ia stai să vedem pe unde este combina. Este fix aici în dreapta. Mi-a scăpat vreo două tururi de teren. Combina, dar o să vin eu să le fac pe alea manuale. Bun, și înainte să plecăm, bineînțeles, să vindem toată soia asta, va trebui să spăl și eu un pic cu tractorul și o vom face fix cât încărcăm, pentru că, doamnelor și domnilor, acum avem un mod care ne permite, e bine așa? Cum să nu fie bine? E absolut perfect, minunat. Bun, avem un mod, doamnelor și domnilor, care ne permite să spălăm utilajele pe teren. Așa că nu trebuie să ai un pressure washer cu matale. Frumos sau ce? Uite, Landiul meu se duce în spate, like, what the fuck. În fine, îl putem spăla și așa. Au, ce frumos să-l face. Ia uite, tati. Sunt foarte entuziasmat și dezetor
Zetor din nou o să aibă tractoare noi în FS22 și zic asta pentru că mi-am amintit de la forma lui Landini, seamănă foarte mult cu cea a Zetorului. Și iau un pic și pe la roțică și poate și pe la remorcuță. Așa, tata, să plecăm și noi prin oraș. Frumos? Nu știu dacă știați, dar dacă vrei să te transporti prin oraș cu utilaje agricole mari, ei bine, trebuie să le speri roțile. Foarte multe ferme, cel puțin așa am văzut pe UK, că tot vorbeam de treaba cu UK-ul, foarte multe ferme la ieșirea din fermă au un fel de baltă făcută special cu apă. Altele mai au niște spray-uri care fix, știi, trece tractorul așa și îi sprayează pe, știi, în stânga-dreaptă. Și astfel când ies cu utilaje de-astea, că sunt tiruri, că sunt tractoare, că, da, de-astea super mega mari, ei bine, le spală roțile, pentru că în rizurile astea mari, în antiderapantele astea uriașe, de obicei intră, știi, bolovani, intră mult pământ, noroi și așa mai departe. Și ești obligat să speli utilajul pentru a nu murdări carosabilul, vă dați seama, după aia vine unul cu mașină mică, adică ce e pentru tine un bolovan, pentru la cu mașina mică e edita mai muntele, știi, mai ales dacă ai și un Lamborghini de la ca și tractor. Bun, hai să vedem și noi aici la soia. Doamne ajută să nimerești un preț decent. Nu știu dacă bun, dar decent. 2.941. Este un preț nu decent, ci bun. La Dipuziti Gragnano. Mamă, dar uște niște nume. Apropo, nu se mai aude nimic despre versiunea pro a acestei hărți. Vreau și eu versiunea pro să fac aici. Niște viță de vie, ce vorbim? S-ar putea ca versiunea pro să apară în FS22. Așa mă gândesc eu, mai ales că s-a anunțat viță de vie în FS22. Posibil să păstreze creatorul versiunea pro pentru lansarea oficială. So, yeah, sunt puțin dezamăgit din punctul ăsta de vedere. Depoziti Gragnano, aici trebuie să ajungem. Ăsta este în... Shit, cred că ăsta este Depoziti... Păi trebuie să urc și după aia fac la stânga. Wow! Ok, trebuie să merg tot în față. În momentul de față combina este la 32%. Suntem pe bine. Și nu v-am arătat. Avem aici la soia încă 50 de tone, 49 mai exact, de soia băgate în siloz. Așa că 50 de tone cu prețul ăsta de 3000. 3000 parcă era, na? Da, 2941-3000, 150 de calom de aici, ne mai pun la socoteală remorca pe care eu o vând acum, plus combina care în momentul de față încă recoltează și mai avem practic material. Hai Landini, tata, hai băiatul meu, urcă, așa fetiță, așa. Bun, o să bag și eu avariile, pentru că suntem totuși un picus pe gabarit depășit, mai ales pe drumurile astea italienești micuțele și înguste. Și acum, doamne și doamne, mergem să facem bănișori. Am 16 tone aici, deci luăm undeva la un 30 ceva. Bun. Aici mergea o greutate pe față, deja observ cum fac stânga-dreapta. Observ că nu prea face stânga-dreapta. Observ că roțile din față sunt cam deasupra carosabilului. E tractorul oricum, nu este un tractor foarte mare și în spate am tonaj mare. Și tractorul de asemenea este și ușor. Știi, nu e un nesimțit de la cum e Lamborghini sau cum e un Benz sau, știu, mă refer la un 1050, un Johnny de ăsta seria 7, măricel. E un Landini, mai slăbuțel așa. Dar să știți că până acum, uite, de exemplu, are 6,5 ore de uzură. A făcut la treabă, dar nu vă spun. Singura obiecție pe care o am la tractorul ăsta este că camera interioară este puțin cam în stânga plasată. Deci nu este centrată pe scaun. Asta e un pic o eroare, da, de când a fost făcut. În rest, este un tractor excelent și până să fac seria asta pe Italia, nu am mai mers cu niciun Landini până acum. Bun, aici cred că va trebui să fac la stânga, de când am văzut acolo punctul. Ok, o să fac giratoriu. Vezi, te cu direcția. Când o ia cu noia? Oh! Limitatorul vieții de viteză. Ah, în realitate nu le suport pe astea. Nu le suport. Ce scrie pe aici? Ai invers. Az Agricola Zambelli. Zambelli. Ok, așa scrie. Nu știu ce semnifică.
Bun, deci în față și la dreapta și cred că vom intra unde trebuie. Are o și teren frumos, ia. Mă gândesc și eu serios și mă gândeam, știi, bă, ce rută să urmez pentru a face mai mulți bani, mai rapid. Și evident, întotdeauna există un... Mă rog, există o modalitate. Hai să semnalizăm și noi dreapta aici, frumos. Așa. Există o modalitate de a face bănișori ceva mai rapid în Farming Simulator și întotdeauna este aceeași. Silici. Întotdeauna este, ați ghicit, Siligiu, Siligiu. Așa că, da. De acum încolo, o să mai fac o mică cultură pe care o să o terminăm destul de rapid. După care băgăm niște silici. Am niște moduri interesante pentru balos pe care vreau să le testez. Depoziti Gragnano. Ok, vamonos. Vamonos în Depoziti Gragnano. Ce se pare că putem veni și cu trenul. Hop, ăla a fost. Și aici avem probleme cu descărcatul. Stai să vedem dacă ajungem până sus. Nu cred că sunt probleme. Nu sunt. E perfect. N-am depășit și 100. Come on, man! Come on! 49, mai mult decât preconizam. That is nice. Eu calculasem la dublu. Prost. Era, de fapt, calculul la triplu. Aproape. Așa, tati. Acum avem combina la... Wow! 93%. Shit, man! Vamonos! Trebuie să ne grăbim. Nu, că acolo e interzis. Nu putem să o luăm pe acolo. Stai așa. Nu putem să o luăm pe acolo, că este interzis. Data viitoare vin cu un tractor mai rapid, pentru că din câte văd nu prea fac față la viteză și trebuie să mă grăbesc ceva mai mult. Ca să pot să... Bă, pe aici am venit eu, mă? A, am luat-o pe alt drum, mă. Am luat-o pe alt drum, dar nu-i problemă. Bă, sau pe aici. Mă înșeală memoria. Nu mai țiu minte. O să trecem pe la noi, pe acasă, acum. Cred că o să umplu combina, să umplem noi jumătate. Aș putea să mai fac încă o vânzare doar așa. Stai. Da, putem să mergem pe aici. Să mergem acasă să umplem remorca, pardon, nu combina. Să umplem remorca jumătate cu soia sau 60% ar fi ideal. Și după aceea să mergem să descărcăm asta și schimbăm și tractorul tot acasă. Și mergem să descărcăm combina și astfel umplem remorca total. Și dacă mergem acasă, luăm și fendul. Și luăm fendul, mergem și mai repede. O facem așa. Și atunci avem un pic mai mult spor. Yep, fix asta vom face. Până acum văd că nu avem niciun fel de problemuță la Lamborghini. Asta nu e din cauza că nu aveam tractor sau ceva. Vreau doar să testez Lamborghini-ul ăsta și să-l văd cum arată în joc. Așa tot. Să mergem tot în față. Vreau să văd statusul la băiatul meu pe 1. Se descurcă excelent. Se pare că mai are decât jumătate de teren de arat și după aia tot obien, tot obien. Asta este... practic prima etapă când vrei să semeni ceva. Prima etapă întotdeauna este să ari. Asta facem. Eu, de exemplu, acum vreau să încarc, sunt acum în fermă și vreau să încarc cu 60% soia, așa că o voi lua pe aici. Mi-am făcut eu un sistem al meu. Așa, deci pe aici vin cu... Stai să văd pe unde mă gândesc. Pe partea cealaltă, da. Pe aici descarc cu combina. Și nu știu ce am impresia că aici mi-am pus eu modalitatea de descărcat. O avem în partea asta. Așa, suntem sub urlan? Suntem. Ok. Și acum hai să punem niște... mai avem și oat, 40 de tone! Avem canola, avem soia. Bun, îi dăm un start. Și când sunt la 60, voi opri. 50. Fac, mai puțin. 62%. Perfect! Și acum... vom schimba tractorul. Aici avem, bineînțeles, un tractor, doar că este foarte, foarte mizerabil. Bun, hai să decuplăm remorca aici. Și să bag Landini-ul un picuț la umbră. Așa, tata, că și așa a fost muncit astăzi, dar n-ai văzut. Deci îl punem deoparte. Gata, Landini, tati? Bravo! Bravo! Hai să luăm pe majestosul ăsta de fel. Dar înainte de asta îl fac un pic frumos. Tractorul ăsta este singurul vehicul slash utilaj, cum vrei să zici, închiriat la mine în fermă. Eu pentru ăsta practic strâng bani. Doar că acum, sincer, cred că îl voi lăsa închiriat și îl folosesc așa. Pentru că e mult mai important pentru mine să mă mut.
pentru aceia noi dintre voi care urmăriți seria asta recent. E bine, eu vreau să mă mut la ferma numărul 1 aici, care mă costă 2 milioane, se pare, 9 milioane și ceva, cum speram eu, mă costă 2 milioane. Așa că trebuie să fac bani foarte mulți și foarte repede. Problema pe această hartă la făcutul de bani este că terenurile sunt mici. Da. Iar unele dintre ele, precum 5, 4 și 3, nu sunt chiar atât de bine construite și au mici erori când vine vorba de lucrul automat. Așa că e destul de dificil să faci mulți bani cu terenuri mici. Yep. În situația asta suntem acum. Gata. Acum am luat fendul. Se vede că este un picuț mai detaliat și toate cele. Hai să trecem un picuț pe la Lamborghini să-l salutăm aici. Până una alta mi s-a încărcat combina. Deci când mă duc, pac, încărcăm remorca, am și plecatus. Băiatul se pare că se descurcă briciulescu, ia uite-l. Așa, frânesc un pic, stai o leacă acolo. Au, ce frumos trage. Nice. Îmi place culoarea asta, gri așa. Griul ăsta așa, nu știu cum să-i zic, nu e neapărat petrol, e un grimo valiu ușor. Ceva, e foarte, foarte frumos. E chiar interesant. Bun. Mulțumesc de lucru aici, că faci o treabă minunată. După aia o să-l pun, bineînțeles, și pe terenul mare. Așa că o să avem și acolo o producție maximă. Venim cu fertilizare în trombă. Și după aia mai punem o cultură. Nu știu exact ce cultură o să pun. Poate încercăm o rapiță eventual acum. Dar după aia știu sigur că vreau silici. După aia, fratele meu, eu știu sigur că vreau silici. Acum să ne vedem. O să trebuiască să ne facem calcule. După ce, bineînțeles, vindem tot toate boabele de soia, vom avea posibilitatea să calculăm un pic, să vedem dacă se merită. Ce băgăm? Iarbă care crește în continuu sau băgăm niște borumbelus, unde investiția e destul de mare pentru plantat. Bineînțeles și recolta este la fel de mare, dar dacă extra, surplusul practic din porumb pe care îl luăm însumează diferența pe care o dăm pentru închirierea utilajelor de plantat, recoltat, parcă nu m-aș băgat-o pe iarbă, știi? Aici toate bune, toate frumoase? Da, se pare că da. Tractorul ăsta, mă, uite-te la el. Uite-te la el. Uite de ăsta, n-am văzut până acum niciodată în realitate. Un Fendt Vario de 900 și sau, nu mai zic de 1050 ăla, care e absolut genial. Dar unde ăsta nu prea am văzut. Așa că sunt atât de populare. Nu știu exact ce țări le folosesc cel mai mult. Fendurile, în general, nu prea n-am văzut pe aici prin Spania. Surprinzător, multe în Spania sunt Massey Ferguson și John Deere. Foarte multe chiar. Am văzut și Zetor chiar pe aici. Am văzut într-adevăr și Landini, am văzut și Lamborghini. Și nu mă miră pentru că e Franța și Italia acolo aproape. Avem 100% și combina mai are 8%. Ok, se pare că am calculat aproape perfect. Bun, mă duc acum să-l vând și pe ăsta și urmează o muncă destul de repetitivă în care vin, încarc, vând, vin, încarc, vând, bla bla bla. După care noi ne vedem, fraților, în următorul clip în care vom vedea câți bani am strâns și ne vedem de următoarea noastră cultură. Până atunci v-am salutat și o seară frumoasă să aveți în continuare. Pa, pa!